Salutare lumea, sunt eu, Republic, și după cum vedeți, astăzi jucăm incredibil. Ce joc este asta? Counter-Strike Global Offensive. Oh my fucking god. Ce joc mișto. Ia, cumpăram mămica mea Counter-Strike Global Offensive. Și vreau să-mi vreau să joc și eu. Că sunt mic. Și mi-a cumpărat mama Counter-Strike Global Offensive. Și cu cardul și eu vreau să învăț să joc acum și eu o să învăț să joc. Gata, glumeam. Asta e un deagle foarte mișto, factory new, what the fuck. Valorează 0.30 și l-am primit la de la un competitiv, asta mă mir, că e prima armă așa care o primesc de la un competitiv și mi se pare foarte mișto. Gata, încetăm cu gluma. Și înainte să începem acest episod, vreau să vă amintesc să apăsați butonul de like, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine și chiar nu măriți dacă apăsați butonul de like. Adică, da, nu cred că îi pică cuiva mână dacă apasă butonul de like ca să-mi arate și mie că nu mă străduiesc degeaba. Adică mă străduiesc și vreau să vă că apreciați și voi asta, munca mea. Adică să pui două episoade pe zi este mult mai greu față de unul. Trebuie să randezi două episoade pe zi. Trebuie să faci scriere pentru două episoade pe zi. Trebuie să randezi două episoade pe zi, care randatul nu este chiar așa simplu. Adică trebuie să aștepți să fac procese, tâmpenii, randări, tâmpenii astea. Să finezi nu e chiar așa simplu, cum se zice. Chiar dacă să vezi pe cineva cum joacă, pare simplu. What the fuck, s-a auzit sunetul cu întârziere. N-ai că-i dau eu rectul ăsta acum. What the fuck, bă, ce e asta? L-am rezolvat pe aia. Așa, se pare că ne-a cam bătut ăsta, dar nu-i probleme. Stop! Ce naiba omul ăștia? Măcar sunt de la mine și au microfoane. Asta contează. O luăm pe aici. Fuck, frate. Deci avem pe Worm God, cred că are oricine din lumea asta. Hello guys, do you have microphones? Yes. Nice. What the fuck, avem un microfon. Wow, ce mișto! Îmi place asta. N-am mai găsit așa ceva până acum. Sar, ai vă microfon? Adică așa ceva? Să ai vă microfon? Deci el are microfon. Îi luăm pe aici, pe middle îi luăm. Pe proștia de pe long. Știți cum îi luăm? Imediat, nici nu vorbesc și îi luăm. Așa, unul rezolvat. Încă unul rezolvat. Ok, un mic frame drop. Unul rezolvat. Pe bune, și acum am fură la diffuse-ul meu. Ok, asta e o armă bună. Dar nu știu, eu nu am, mie nu mi-a dat arma asta. O fi decât la teroriști sau ceva de genul. Bar n-am. Dar înainte avea o bar în față sau n-am văzut eu bine? În fine. Să luăm arme. Și să... Atât, ce mai putem face mai mult? Mi-am pus din nou varicamă, pentru că aveam chef să joc în 4-1. Nu mai aveam chef să joc cu chestia aia, cu M4-4. Am eu o presimțire că o să vină pe short sau BB. Nu o să mai vină pe long, normal, dar sper să nu vină pe short, o să mă... Unul pe long am văzut.
Ai, bă, du-te, dracu. Fuck, n-am fost atent. În fine. N-am fost atent un pic și imediat m-a... SSG mit. Cu siringa lui de 3 lei. E caval. De 0,8 euro. Că și pe oranul ce mi de 0,08. Uite, siringa de asta așa avea. Doamne, dacă l-a asta, siringa era cel mai mare num. Ever, mate. Trebuie să-mi iau siringa mai bine, eu am MP7 în pana mea. O să-l luăm pe 90. Nu mai am schimb nici pe 90. L-am băgat la pariu și am pierdut. Adică... ultimate prostie, să bag la pariuri, nu o să mai bag la pariuri în viața mea. Decât dacă simt că am noroc foarte mare, o să bag la pariuri. Și eu bag all in mai... bravo și după mai bag roții. În ce vreau mi-au iar iteme? Short. Ah, se pare că au murit deja toți. Eu mă bag așa YOLO și de asta pierd, pentru că mă bag YOLO, nu mă gândesc că hai frate să aștept, mai bine să vină ei la mine, nu, mă duc eu la ei, deci asta e... short. Asta e faza la mine. Că îmi pierd așa. De ce n-aiba ai trage în bombă, adică ce legătură are? Ce face asta, mă? Iar aștept, iar am niște MVP, am un MVP decât cred că și pe celelalte am eu. Am făcut vreo 3 kill-uri sau... n-aveam bani de... așa că o să îmi iau un FAMAS. Vreau să fiu mai eco mai la început ca să pot să-mi iau grenade după și toate... să nu spui că vin iar pe short. Nu sunt long. Cred că e flash. What? De unde ai știut el că-s acolo? Pot să dau report? Dar cum nu vă se... de report de server? Offensive in... Bă, ce noroc a avut ăsta că a avut pe 90 la faza asta. Da, pe 3 kill. Habar n-am cum să te report, nu m-am uitat niciodată, adică habar n-am. Că eu cred că are ăla hack, ăsta cred că are hack. Că nu cred că... sau s-ar putea să zicem că e o întâmplare, hai zice că e o întâmplare, că nu-i hack neapărat. Dar se poate să fie și hack, adică... hai să jucăm cu Deagle-ul. Nu m-am uitat niciodată la asta. Eu zic că arată ok pentru un item care l-am primit de la... dacă avea și Star Trek, cred că valora 1 euro, pe bune. Dar toată lumea acum are bronze deco. De bronze deco, ceva de genul, și... celelalte arme. Oh, pe long. Flashbang. What the fuck? Cum a dat mă el așa? Bă, deci mă enervează ăștia. Am ajuns deja pe locul 3. Hai să vedem, că mă enervez. Și dacă mă enervez, nu e bine. Înseamnă că trebuie să mă concentrez. Din asta rezultă că trebuie să mă concentrez. Și să îmi iau arme bune și să fac tot ce... bă, cred că mă duc pe locul 4, încep să mă duc pe locul 4 dacă nu fac ceva repede. N-am alare deja 19. Hai să ne luăm varicamul. Nu mai consumăm bani degeaba decât pe armă. Și pe armurăm. Și mergem pe long. Să ne băgăm. Nu avem nimica. Nu ne spune nici aici. Nici aici nimic.
Siringa, mă. Bă, ești nebun. Bă, eu. Ia uite-l, mă, pe el. Unde el, bă, cu siringa lui? T-Base. Bă, ce tupeu are el, bă. El dă cu siringa, bă, și ne omoară pe amândoi, bă, ce tupeu, bă, frate, bă. Doamne, ferește, bă, dar așa tupeu, bă, nu mă mai bag, bă, eu, dă-l, n-ai, bă, și eu. Nu mă mai bag eu, de-acum. Risc prea mult să nu mă bag eu, l-o. Păi, ești nebun. Are tupeu, bă, ăsta cu siringa lui. Ăla, mai sunt doi, unul cu siringa și unul cu... Auzi, bă, siringa, cum faci? Îl ia din spate, îl ia din spate. Am să-l vedem pe ăsta. Am lucrat un noroc ăsta. What the fuck, am ajuns pe ultimul loc. Nu mai vorbesc de acum. Runde asta nu mai vorbesc, că vreau să mă ajung înapoi pe locul 3 sau pe locul 4. Pe locul 2. Nimic, eu totul să-l facem. Nu cred că o să vină pe B, dar... Hai, bă, frate, du-te de dracu, CG-ul, mătii! Putu-s, mă, mă... Mă, știi... Bă, ești nebun! V-am zis că o să mă concentrez în timpul rundelor și asta, dacă nu mai vorbesc, nu vă supărați. Asta și avem și tot kitul de grenade. Adică trebuie să câștigăm runda asta în concluzie. Let's go, let's go. Topa short mă duc. Cam așa. Am dat la zocul ăla de sniper. Da, l-am luat eu. Ba da, cred că eu l-am luat. Ba da, eu l-am luat. Lungat un set ăsta de... Dăm decoy-ul pe long. Nu, mai bine dăm un flash pe long. Și decoy-ul lăsăm, uite, aici. Acolo lăsăm decoy-ul. Trebuie să mergem pe long. Am luat flash-ul ăla. Fuck, n-am mai văzut. Vreau să dau așa la nimeni reală, dar... Hai, bă, cum muriți, bă, fratele meu, așa? Ce dracu nu puteți să fac? Eu înțeleg că mă bag YOLO, dar voi... Eu merg la YOLO mereu. Nu știu ăsta-i stilul meu. Dar nu te-ai uitat și în spate? A, dar tu uite ăla. Go A. Ce pot să facă, mă, pe ei fără bombă? Logica. B, 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 B. Zombie, watch your back. Nice.
Fuck, chiar am ajuns pe ultimul, deci trebuie să facem neapărat un kill sau două. Da, deci am bani de varica am modul ăsta. Cheat. Nu contează unde am dat decoy-ul ăla, dar... S-ar putea să ne facă să ducă pe short. Nothing right here. Oh my fucking god, B. Tunnel bomb. Vine acum ăla care se bagă eu lui să bage. Nimica. My fucking god. Tunnel, băgam ea și ceva în ei de proști. Iar m-am băgat eu ăla, știam că e acolo, dar nu puteam să aștept, bă. Bă, da, bis. Cum naiba să nu pot să aștept, bă, 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 bă. Aole, nu am răbdare deloc, deci ăsta e dezavantajul meu, că nu am răbdare. Zic mai bine să-mi bag decât să stau să aștept să vină el la mine. Deci asta greșesc eu. Fucked up. Cineva nu a donat ou de la ei și mai simplu să-i batem, îi batem la 0, cred. Aoleu, să nu vine vreun prost. Tunnel. Tunnel, tunnel. Tunnel. E tunnel. Du-te, bă! What? De unde m-a luat? What the fuck? Ai, era acolo sus. Am un pratofolo cu 4 sunt. Măcar atât. Măcar atât să-mi dai și mie. Am uitat să-mi iau grenăți, dar nu contează. Îi batem la 0. Ceea ce e foarte mișto, pentru că o să vă fac să vă uitați probabil dacă pun titlul 7-0. E o luptă în desfășurare aici pe mid. Da. Face Air Republic ceva, lovește pe unul, după Air Republic moare. Așa, mă. Și mai e decât un prost. Care oricum cred că o să vină pe aici sau o să... În ceea ce salveze o armă sau tâmpenii de-astea. Sper să nu mă bag YOLO. Nu să run, nu dați surrounding. Vă rog, vă, nu dați surrounding. Surrender, what the fuck. Engleza mea. Haide bă, haide bă, că vreau și eu să te omor, te rog. Ah, fuck, mă. Oh! Nice, cu cuțitul, bă, ce frumos. Nice, 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 nice. La, la,
omorât cu cuțitul, wow! Cum îi solul ăla P90 pe piept? În fine, P90 e armă mică, pentru ce poate să fac, adică... P90 poate să te... rupă imediat. Ce am intrat în ei, bă. Și mai sunt doi. Unde noi v-ar putea să fie băieții ăștia pe B, cred? Aici o să ia de-al meu. Bă, dar unde sunt bă băieții ăștia? Ori fiind T-Base? What the fuck? T-Base. What the fuck? Mamă, ce... nasol. Oh my fucking god, ce nasol. Da, deci nu mai avea nicio șansă băiatul ăla. Să vedem. Ah, mă, scrie de rog 60. Ei! Save. Oh, like that. Hai, mă, cam ajung. Am ajuns și eu în top. Așa. Suntem înapoi în top, extraordinar. Ne luăm două flash-uri pentru că sunt importante. Let's go, people. Nu, da... Sorry. Blank down smoke. Da, mie mereu mi se întâmplă chestia asta, mereu bag, aproape în fiecare merge, bag cuțit în spate unui Craig Spear. Habar n-am de ce. Probabil din greșeală. But Frank. Da, ce m-a speriat butul ăsta mort. Băi, ești nebun. Ai de pula mea, n-am fost atent. Și dacă nu ești atent, mor de obicei. Nu pot să cred că... E, cred că e primul meu match câștigat cu 16-0. Frate, deci ăsta și-a luat și arma mea. Hai să trecăm și noi cu P90 un pic. Pentru că am chef să joc cu P90. Oricum nu mai avem nicio șansă să nu câștigăm la 16-0. Că au deja doi buți. Și acum zic acolo pe... acolo fucking new team de-astea. Cam așa te face când pierzi. What? Cum a dat mă el așa cu Galicarului? Uite că era care era pe primul loc, WKS. Băi, nici nu zic nimic, adică ce naiba să mai zică, totuși. CT eliminated the T-team in 23 de secunde, oh my fucking god, o să ne luăm deagle-ul nostru. Asta mișto. Ok, Rush B. Hai să dăm Rush pe B imediat, așa. Dăm headset-ul ăsta, nu-i dăm. Mamă, gata, am băgat cuțitul în perete, l-am ascuțit și acum e pregătit să intre în spatele unui coechipier. Nimic, perfect, pe bune. Uite că unul a murit totuși, așa de noob încât a murit. What the fuck, lag.
Vedem dacă e ceva pe aici, pe long, nu cred. Nu mi-a ieșit să ba, ăla, să fac ăla între A și D, știți când se face spray-ul ăla cu A și D. Cu Deagle, cu AK-47, cu M4A4, eu așa îl fac. Și cu, și cu ăsta și cu MP-ul. USP-ul de fapt, MP-ul, what the fuck, USP-ul. Deci cine joacă cu MP-ul? Adică am văzut pe unii care au hack și joacă cu MP-ul. Yeah, like I say. Deci evident, dacă trecem și noi rang up, nu trecem rang up. Nici o șansă. Atâta. Deci cam atât acest episod, eu am fost iRepublic MC și dacă v-a plăcut, hai să apăsăm butonul de like, pentru că i-am bătut la 16-0 și eu zic că asta merită un like. Și pentru că i-am bătut la 16-0, vă rog frumos să apăsăm butonul de like, pentru că eu m-am chinuit pentru asta, ați văzut că m-am descurcat. Recunosc că am avut și cu niște coechipieri buni, dar nu pot să mă plâng de altceva, adică și eu am jucat destul de ok. Nu foarte bine, dar am jucat și eu destul de ok. Deci n-am probleme, vedeți, 16-0, ăsta a fost 16-5 și am văzut în echipa asta, what the fuck. Vine, jucam cu cineva care e, jucam cu Strex care e gol Nova 4, dar în fine. Și aici am câștigat și am multe meciuri câștigate, nu știu de ce nu mă bag și pe gol Nova, pentru că aș vrea. Deci hai să apăsăm butonul de like dacă v-a plăcut și cel de subscribe pentru a continua, bineînțeles.